Vă spun bun găsit, dragi telespectatori! Invitata mea specială de astăzi în cadrul emisiunii Subiectul Zilei este doamna dr. Florinela Stoianović, medic în medicină holistică și homeopatie. Vă spun bun găsit din nou, doamna doctor! Bine ați revenit în platoul Argeș TV! Vă mulțumesc pentru invitație, vă mulțumesc că sunteți atât de consecvenți legați de sănătate, legați de tot ce ține de viață până la urmă și de metode naturale de a trata și a vindeca oamenii. Doamna doctor, discutăm astăzi despre dezvoltarea spirituală. Sunt oameni care doresc și insistă cumva să se dezvolte spiritual și alții care nici măcar nu își propun acest obiectiv. Ce înseamnă, în opinia dumneavoastră, ca medic de medicină holistică și homeopatie, a te dezvolta în plan spiritual? Da, într-adevăr, este o noutate pentru anumite persoane, pentru că în societate, în general, nu se cultivă acest lucru. Adică la noi există școli pentru dezvoltarea minții, da? De la grădiniță până la facultăți, masterate și așa mai departe, dar nu există școli pentru dezvoltare spirituală. Acum trebuie să știți că noi venim la încarnare pentru a ne dezvolta spiritual și noi în societate nu avem așa ceva în momentul acesta organizat pentru a ne dezvolta. Cei care se ocupă cu dezvoltarea spirituală în general și persoanele, profesorii care antrenează în partea asta spirituală, se numesc maestri spirituali. Și să știți că în România există la ora asta maestri spirituali și există un grup de oameni, să zicem, poate sunt generoase dacă spun 30%, cred că este mult 30%, de persoane care, așa cum spuneați dumneavoastră, sunt orientate încă de la început din tinerețe sau în jur de 40 de ani când începe să se dezvolte conștiința, să se activeze, către o dezvoltare spirituală într-un mod perseverent, într-un mod bine organizat. Dar, într-adevăr, marea majoritate nu sunt preocupați, adică să zicem 70%. Acum, vedeți noastră, dezvoltarea spirituală este modul firesc în care noi venim să evoluăm. Știți ce să explic despre dezvoltarea spirituală? Ea este de fapt firescul, că noi n-am ales această cale, că încă n-am ajuns să ni se pară acest lucru firesc și nici măcar nu ne gândim ce presupune, dar presupune o evoluție. Presupune să ne transformăm în bine, presupune rezultate, presupune descoperirea și creșterea abilităților, presupune modelare, remodelare, adică este ceva mai special. Doamna doctor, care sunt beneficiile concrete ale dezvoltării spirituale? Care sunt avantajele noastre? În primul rând, ca medic, vă spun, o stare de sănătate impecabilă, pentru că toate persoanele care se dezvoltă spiritual sunt niște persoane, sau care au ajuns la un anumit nivel, sunt niște persoane sănătoase, cu o imunitate crescută și apoi performanțe. Performanțe din toate punctele de vedere, pe toate planurile, adică performanțe legate de carieră, legate de inteligență, legate de relații, în plan financiar, în planul împlinirii sufletești, deci performanțe. Asta înseamnă dezvoltare spirituală. Ce se întâmplă cu cei nespirituali? Cei nespirituali, majoritatea, ca așa am spus, sunt persoane care și ele evoluează. Trebuie să știți că nu există ființă omenească să nu evolueze, numai că aceste persoane nu conștientizează că ei progresează și evoluează și spiritual. Consideră că și de fapt așa și fac. Toată munca lor este de a evolua în plan material, vor să câștige mai bine, să aibă funcții mai bune, să adune mai mulți bani, să se simtă ei mai bine, neștiind cum se întâmplă acest lucru. Și de aceea progresează foarte mult învățând, știți? Dar, vedeți, noastră, dezvoltarea spirituală nu are legătură decât cu mintea, cu ego. Câteodată cele mai inteligente persoane pot să fie persoane nespirituale, da? Și știm asta. Sau invers, persoane care nu sunt foarte inteligente, deși mai rar, dar au o dezvoltare spirituală nativă, vin din spate cu evoluție. Deci eu am avut pacienți în cabinet care erau oameni simpli, considerați simpli, dar atât de spirituali, încât îmi mira, cum să zic, mă simțeam atât de bine stând de vorbă cu ei și mă înțelegeam perfect cu ei, chiar dacă nu erau cele mai pregătite persoane. Spuneți dumneavoastră că boala poate fi un mesaj. Care este mesajul pe care ni-l transmite boala?
este tocmai acestei nedezvoltări spirituale. Boala vine pentru corecție. Ea este prietena noastră, în ghilimele, știți că nu prea ne place de mesager, așa, este prietena noastră care ne spune că suntem blocați în calea de dezvoltare a noastră spirituală și atunci suntem un pic trași pe dreapta, amendați așa un pic și atunci când avem o boală gravă ni se ia și permisul, știți, ceva de genul. Dar cum am putea să prevenim boala, domnul doctor? Păi uitați, o invitație către dezvoltare spirituală, pentru că în momentul în care noi înțelegem anumite lucruri, știți, și noi înțelegem de fapt căile sau calea, drumul dezvoltării noastre în viață, să zicem sensul pentru care sufletul s-a întrupat, da, obiectivul pentru care sufletul a venit, atunci dacă suntem pe șosea și este ok și totul funcționează bine, nu mai apare boala. Deci boala, practic, noi am putea să fim scutiți de boală, da? Momentul în care noi am începe de mici să ne dezvoltăm spiritual, să facem niște alegeri în viețile noastre, să studiem acest subiect, pentru că deși nu există locuri în care să te dezvolți foarte mult, uitați, eu, de exemplu, sunt o persoană care m-am dezvoltat în acest sens și dacă eu am putut, ar putea și alții. Deci pe mine nu m-a oprit faptul că nu se găsesc, să zicem, modalități ușoare de a mă dezvolta spiritual, le-am căutat și le-am găsit, știți? Cum putem îmbunătăți partea spirituală, doamnă doctor? Păi, în primul rând, tocmai prin aceste studii. Eu am, de exemplu, eu o dezvolt, eu mă străduiesc în acest lucru, în primul rând cu pacienții mei, apoi știți că fac cursuri pentru care sunt cursuri de medicină holistică, de prevenție, imunitate, dar și de medicină spirituală. Deci, eu cred că fiecare dintre noi, pentru că noi suntem ajutați divin, știți că suntem ghidați divin, dacă noi ne propunem să ne dezvoltăm spiritual, e ca și când se face verde la semafor. Adică vom fi ajutați. Important e să ne propunem, pentru că pot apare în calea noastră acele persoane care pot să ne ghideze, da? Apoi către această dezvoltare. Deci însă și faptul că tu conștientizezi că ai nevoie de dezvoltare spirituală este primul pas, de fapt, spre această dezvoltare. Consultați de aproximativ 10 ani, din câte știu, în Pitești, cum au evoluat pacienții dumneavoastră în tot acest timp? Păi au evoluat foarte mult spiritual, pentru că eu asta am făcut în cabinete, pe lângă faptul că le-am rezolvat problemele în fizic, adică ce ține de infecții, da, infecții renale, ginecologice, probleme la nivelul colonului, tot felul de, să zicem, simptome, dar și infecții și tot felul de boli în fizic, le-am tratat și partea emoțională și partea mentală și la partea sufletească, care este foarte mult ca într-un puzzle, să zicem, conectată la partea mentală emoțională, am lucrat foarte mult pentru dezvoltarea lor. De exemplu, dau un exemplu. Pentru persoanele care erau neîmplinite sufletește, le-am sugerat să se împlinească, adică să-și caute acea abilitate în care ei au venit să o împlinească, în care ei sunt cei mai buni, și marea majoritate au făcut acest lucru, poate nu prima dată când au venit, nu a doua oară, dar sunt persoane, de exemplu, pe care le cunosc, care au devenit din niște oameni care aveau niște joburi, să zicem, bune, dar nu erau așa de împlinitoare pentru ei, au devenit psihologi. Da? Și când au devenit, pentru că eu am văzut această sclipire de psiholog în persoana respectivă, a făcut un curs la mine, persoana, acum suntem chiar foarte bune prietene, cumva, ne-am împrietenit în timp, și vreau să vă spun că încet, încet, la câțiva ani de zile a accesat cursurile de psihologie, acum este psiholog și este unul foarte bun. Și ideea este că, de fapt, asta era împlinirea, asta era sensul persoanei respective, da? Și vreau să vă spun că acest lucru îi oferă foarte mare satisfacție și o stare de bine, lucrurile s-au început să se aranjeze în viață datorită saltului pe care l-a făcut. Cu alte cuvinte, vedeți, noastră, medicul de medicină holistică nu este decât un medic să trateze, el este un fel de ghid până la urmă pentru pacientul respectiv, pentru a evolua mai bine în toate planurile. Și nu vorbim numai de acest caz. Sunt nenumărate cazuri în care oamenii au început să-și îmbunătățească relațiile, au început să-și îmbunătățească aspectul fizic pentru că aveau obezitate sau diverse probleme, au început să nu mai fie atât de cicălitori și să devină mai bun la suflet, au început să fie iertători, pentru că aceste, de fapt, teme erau niște teme spirituale.
Care ar fi sfaturile pe care le oferiți de obicei pacienților în cabinetul dumneavoastră? Sunt legate, în general, pe lângă cele spuneam în fizic, mental, emoțional, sufletesc, și de tema vieții. Pentru că analizând și consultând un pacient de medicină holistică, care e un pacient obișnuit, știți? Deci un pacient care vine la medicul holistic, acolo când stai de vorbă cu pacientul și îi asculti și celelalte părți, da? Poți să-ți dai seama de fapt care este misiunea sufletului lui. Și e foarte important să ghidezi un pacient către această misiune, pentru că de fapt este drumul spre vindecare, indiferent ce boală ar avea. Știți? Majoritatea fac boli că prin aceste boli, vindecându-se, își găsesc de fapt drumul. Alte persoane fac aceste boli ca să poată să învețe că nu au voie să greșească așa, și atunci e foarte interesant. Vin la mine, de exemplu, în primul an, în al doilea an tot așa, în al treilea an, și început să fac o conexiune. De exemplu, am un pacient care vine din altă localitate, de la Târgu Jiu, și acest pacient era un pacient care e un tânăr care pică întotdeauna și nu se simte bine, face gen depresie sau probleme emoționale, nu e depresie gravă, dar pentru că de fapt este o persoană foarte ambițioasă și de câte ori este un lider, viitor lider, și în momentul în care nu iese cum își dorește el, se îmbolnăvește. Și atunci, practic, eu i-am și spus, vezi că o să te îmbolnăvești, de câte ori nu-ți merge bine, de câte ori nu-ți iese ceva când ai un eșec. Și atunci tema ta este să înveți să parcurgi aceste eșecuri fără să o iei personal, adică să te detașezi, să-ți liniștești ego-ul și să înveți să pierzi. Că se spune că cel mai mare câștig sau unde poți tu să ajungi foarte sus este, ca să fii un învingător, trebuie să înveți întâi să pierzi ca să ajungi acolo. Și într-adevăr, un an de zile, după un an de zile s-a îmbolnăvit, a venit tot după un eșec, apoi iar după un eșec, apoi după un eșec, și știi ce învață pacientul? Începe să facă conexiunea că într-adevăr așa este. Și atunci, de câte ori apare un eșec în fața lui, începe să conștientizeze, să-și ia măsuri corectoare ca să nu mai fie atât de implicat, atât de afectat și să se îmbolnăvească. Cu timpul învață să se detașeze și să fie o persoană care să știe să piardă. Dar care este calitatea pe care o poți obține în propria viață dacă alegi să te tratezi holistic? În primul rând că renunți la suferință. Suferința este ceva care se apare la ființa umană, caracteristică ființei umane, când este nego. Deci, adică când suntem decât în minte. Nu înțelegem ce este în spatele lucrurilor, adică în spatele realității. Vedem decât ce vedem, cu ochii, știți? Și interpretăm așa, foarte superficial. Dacă toți am fi medici de medicină holistică, cum sunt eu deja nu mai privesc superficial lucrurile, eu le privesc în profunzime. Adică eu mă duc la cauză, deci văd dincolo de ce apare. Și atunci noi toți ar trebui să facem asta. Și știți ce se întâmplă când noi o luăm personal, că așa arată, o suferi, da? Ți-a zis cineva ceva. A integrat personal niște aspecte, exemplu, da. Dacă ești un perfecționist, te superi foarte tare și ești, poate strică ziua, niște vorbe aruncate de la colegi sau de la șef care spun că tu nu ești bun și ceva de genul. Adică este așa ca un fel de avertisment, este un avertisment că tu nu ți-ai făcut treaba, și pentru tine, care ești un perfecționist, contează foarte mult să-ți faci treaba. Adică e cumva o invalidare. Dacă, de exemplu, ești o persoană foarte iubitoare, cel mai grav pentru tine este cineva să-ți refuze acest act de a dărui iubire și să-ți răsplătească generozitatea cu prin amărăciune, vorbindu-ți urât sau răspunzându-ți urât când tu ai oferit totul pe tavă, știți? Și se întâmplă de obicei. Sau dacă, de exemplu, ești o persoană, cum spuneam, în cazul acelei persoane care pierzi și tu vrei să fii învingător, cel mai grav pentru tine este să ai eșec. Doamna doctoră, dumneavoastră organizați o serie de cursuri de prevenție în mediul online. Ce vă propuneți prin intermediul acestor cursuri și vă rog să-mi spuneți dacă au apărut cumva primele rezultate ale participanților? Da, participații fac un declic în timpul cursului, adică rezultatele de ce? Apar pe loc, să înțeleg. Da, pe loc, da, în timpul cursului, care durează ore, într-adevăr, o zi întreagă, de fapt, dar fac pe loc saltul. De ce? Pentru că, în general, cursurile pe care le țin eu sunt niște cursuri care sunt de medicină, de prevenție, de imunitate, că sunt subiectele anilor aceștia, știți, da. 2020-2021 și apoi probabil și 2022, dar sunt niște cursuri de medicină holistică, sunt niște cursuri de dezvoltare spirituală și în acest râm al spiritualității, salturile sunt cuantice. Adică se fac așa.
Și atunci este foarte important. De ce? Pentru că noi lucrăm cu mintea. Noi lucrăm prin minte cu conștiința. Ea, la nivelul conștiinței, ea e foarte înaltă, în general, indiferent, chiar și la persoanele care nu sunt spirituale, ea încă nu este conectată la cât maximul ei, dar fiecare suntem înzestrați divin cu foarte multă conștiință, da? Și putem să o activăm atâta cât putem înțelege. Dar ea e acolo, da? Și vreau să spun că aceste salturi care se fac nu sunt la fel ca și salturile în minte. Adică, de exemplu, mintea trebuie să o instruim 10 de ani în școli, știți? Ca să putem să fim niște persoane inteligente. Conștiința, care este mintea sufletului, nu are nevoie de 10 de ani ca să putem evolua. Ea are nevoie de secunde. Înțelegeți? Sunt salturile cuantice. Cum se produce un salt cuantic? La nivelul conștiinței, și vorbim de fizică cuantică, că știți că eu cu asta mă ocup, este că dacă o persoană are în fața ei un profesor foarte bun, un maestru spiritual, care știe să explice într-un fel anume o problemă pe care el nu o înțelege, el o înțelege brusc. Și când o înțelege brusc, pentru că este bine explicată, el face un salt din momentul ăla și se transformă definitiv în viața lui legat de acest subiect. Și acest lucru se întâmplă și în vindecări. Pentru că în vindecări același lucru se întâmplă, adică medicul de medicină holistică, care este pregătit, discută cu pacientul și explică ce greșește el legat de o anumită atitudine de viață, de relații, de diverse, sau de el însuși mai ales. Și atunci, în momentul acela când îi se explică foarte bine și el a primit așa, se remodelează brusc tiparul eronat prin acea informație foarte pătrunzătoare, foarte intensă, într-un model corect, care îi permite lui apoi, în ceva perioadă scurtă de timp, vindecarea în fizic sau în toate corpurile subtile. Doamna doctor, cum vă gândiți dumneavoastră să dezvoltați medicina holistică la nivelul țării noastre? Eu am încercat să fac trei mici, știți, de emisiuni. Eu am făcut aceste emisiuni nu pentru pacienți, pentru că eu pacienți am, eu am făcut aceste emisiuni pentru medici și pentru terapeuți, pentru că m-am gândit să dau aceste informații pe care le-am procesat eu și nu numai că le-am procesat, le-am implementat, lucrez în ele tuturor. Acum, pentru că e mai greu să se facă trecerea de la medicina vestică la această medicină holistică, care este un pic mai complexă, într-adevăr, m-am gândit să încep cu abordarea sau dezvoltarea prin pacienți. Adică ei sunt cei mai receptivi, că pe ei doare, știți? Și acolo unde e durere, omul are receptivitate. Și atunci eu sunt abordată de pacienții care au probleme și unde nu se rezolvă lucrurile, pentru că sunt tentați datorită acestei abordări sufletești și abordării mentale-emoționale și datorită rezultatelor prin cunoștințe, știți așa, să vină să se consulte în medicina holistică. Acum, rezultatele uimitoare care apar și prin tratamente naturale, pe de o parte, și tocmai prin faptul că se produc aceste salturi și oamenii înțeleg mai mult decât în mod normal, a dus ca din ce în ce mai mulți pacienți să abordeze această medicină. Și acum, când o să existe un anumit număr mare de pacienți care deja s-au tratat așa, care deja își doresc așa, care deja nu se mai pot duce în altă parte, pentru că e ca și când ai mânca pâine după prăjitură, știți? Adică e ceva de genul acesta. O să apară la această cerere, o să apară o ofertă, adică un anumit număr de medici vor face un salt și vor dori să evolueze în această direcție și atunci eu sau alții vom fi pregătiți, da, să le oferim informațiile necesare ca această medicină să evolueze, să se întindă, să fie deja... Să ia amploare. Să ia amploare, da. Doamna doctor, unde vă găsim? Păi e foarte simplu, în Pitești, da? În centru unde am mutat, vis-a-vis de dumneavoastră, că suntem vecini acum cumva, și de asemenea luni și marți, iar restul săptămânii, miercuri, joi, vineri și sâmbătă inclusiv, în București, în centrul Bucureștiului. Cei care care ne urmăresc pe Facebook pot să vadă, avem telefoane afișate, poate ne afișăm și pe emisiunea asta un telefon, de obicei e un telefon de contact și ideea este că cine vrea găsește, știți? Se pot face înscrieri la cursurile online? Da, sigur că da. Tocmai am ținut cursul, m-am ținut sâmbătă pe 6 februarie, a fost al doilea curs de prevenție și imunitate și de medicină holistică
practic în România, a fost de succes. Chiar s-au făcut niște salturi foarte mari, până și eu am făcut un salt personal. Știți, apropo, să vă împărtășesc că aceste cursuri sunt foarte interesante și pentru pacienți, dar și pentru cel care le predă, pentru că întotdeauna, să spunem, liderul care predă cursul este foarte mult impactat în vibrația celor care participă. Și de data asta au fost niște persoane care au avut o vibrație peste primul curs, că așa ți se întâmplă, și am fost provocată să ridic cursul la nivel, lucru care s-a întâmplat instant, știți? Și de aceea sunt explozive, sunt salturi cuantice în cursuri, și pentru mine și pentru pacienți. Și într-adevăr, eu cel puțin m-am bucurat foarte mult, mă simt foarte împlinită când fac aceste cursuri și este un motiv să le continui. Când vă propuneți să organizați următorul curs? O să fie pe 20 martie, pentru că în februarie pe 20 și 21 o să merg la Iași. Și sunteți foarte tare iubit acolo, din Da, este, deja vreau să spun că locurile sunt ocupate, nu mai putem să facem înscrieri la Iași. Chiar mă gândesc să extind un pic, să merg la Iași mai des, pentru că știți cum este, la cerere de ofertă, asta spunea. Așa este, da. Și cei de acolo sunt foarte deschiși, sunt foarte încântate, sunt niște persoane evoluate spiritual. Cei din Iași, să știți, că e o zonă foarte spirituală. Și eu mă regăsesc acolo, știți, foarte mult. Pentru ei sunt medicul potrivit, știți? Și au și rezultate. Au rezultate foarte bune, evoluează, sunt deschiși, sunt iubitori, sunt generoși. E o lume specială la ea. Așadar, pe 20 martie va fi următorul curs. Da, pot face înscrieri de pe acum? Sigur că da, facem. Eu fac înscrieri în cabinet, adică odată pentru pacienții pe care îi tratez, îi invit la sfârșitul lunii să se înscrie la curs pentru acest salt cuantic și spiritual, dar și pe persoanele care nu vin să se consulte la mine pot beneficia, că este online, de la distanță și din străinătate se pot înscrie și cei care sunt în România, că avem de peste tot. Și în sfârșit, asta e, cred că, singurul lucru bun care l-a dus COVID-ul este că ne-am împins așa și pe cei care erau mai reținuți să putem să lucrăm în online și uite că ne pricepem. Și apar rezultate. Asta e important. Și apar rezultate, da. Doamna doctor, vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați fost prezentă și astăzi la Argeș TV. Sănătate vă doresc, la revedere. Vă mulțumesc din toată inima. Doamnelor, domnilor, sunt Anca Manu și vă mulțumesc pentru atenție. Vă invit să rămâneți în continuare pe Argeș TV. O zi excelentă!